Ce are să plece? E doamnă. Doamnă, mă scuzi. Seara bună, mi-a fost dor de tine. E noua noastră colegă. Respectele mele, Mihai. Bine ai venit. Bine te-am găsit. Am înțeles, doamnă, fii atent, am înțeles că o să înceapă o emisiune nouă. De duminică. Din câte am înțeles eu. Și? Și mă gândeam, o să fie 5 sau 6 cupluri. 6. 6, se cheme decât 5, eu cu ea să fiu al 6-lea cuplu, nu? E bine? Am înțeles, e noua soție... emisiune. Cine? Tu cu soția ta sau? Nu, nu, eu cu domnișoara care plecă... Cu doamna, doamna. E... Doamna. E căsătorită. E căsătorită. Vorbești în șoaptă să nu mai spun nimic de ea? Băi, Mihai, ochii văd inima. Păi te-ai de pe muntele Athos, Vali. M-am întors, din contră. Am învățat foarte multe. Altfel rămâneai dacă... Altfel rămâneam. Da. Băi, Mihai, ochii văd inima cere. Mi-a zis și părintele, Fabian. Băi, pe zis mă, dă treaba ta. Nu stai la un loc. Ai și tu dreptate. Vali, ce se zice? Ce... Va fi bine? E de la foarte bine în sus. E de la foarte bine în sus. Deci asta e concluzia. Da. Zi-mi, te rog frumos, ce semn ai primit? Pentru până că să spun ce semn am primit, îți spun următorul lucru. Da. Eu trebuia să plec pe Muntele Athos, sau în Muntele Athos, de vreo 4 ori. Și întotdeauna a intervenit ceva, mereu m-am supărat, enervat, amărât, dar de ce? Și mi-a zis... Un părinte mi-a zis, stai liniștit, nu pune la suflet, nu te enerva, nu căuta explicații. Când o să vină momentul, o să ajungi acolo. Mihai, acum să spun eu cum stau lucrurile. Eu am foarte mulți prieteni. Unul dintre ei e un prieten de-al meu, Gogu. Vorbeam cu el, îl sun, nu-mi răspunde și mă sună înapoi. Și îmi spune, Vali, scuză-mă că n-am răspuns, vorbeam cu un prieten de-al meu, Daniel, că vreau să plec la Muntele Athos. Ca să vezi că nimic nu e întâmplător. Păi cum, vrei să pleci la Muntele Athos fără mine? Păi vrei să mergi? Da! Trimite-mi buletinul imediat și o rezolvăm. Pentru a ajunge în munte, trebuie să trimiți buletinul, să ai un fel de pașaport. Trebuie să spunem acolo, n-au voie femeile și ca să mergi acolo, îți trebuie un fel de viză. Corect. Da. Și atunci nu venea mie să cred. Deci asta era dorința mea, exact cum spui și tu. Când auzeam Muntele Athos, mi-a ajutat Dumnezeu și am trimis buletinul, am plecat. Am ajuns pe Muntele Athos. Acolo ne-a întâmpinat un părinte care se cheamă Flavian. Român. Părintele, da. El a, noi pe Muntele Athos avem o biserică românească, Prohod. El a fost acolo, să zic așa, ca și putere, din câte am înțeles eu, al doilea. El răspundea de visterie, ce să cumpere, ce să facă. Și l-am întrebat. N-a vrut să-mi spună nimic. Dar eu că știu să... Eu sunt ca apa, intru peste tot. Absolut, și vorbești cu oricine. Da. De la rege la cercetător. Vorbesc cu toată lumea. Poate e mult spus rege, dar în sfârșit. Acolo toți ne întrebau ce-am făcut. Prima, când am ajuns acolo, m-a luat în primire Flavian. Valentin m-am prezentat, nici de cum... El deja știa, că probabil i-a zis... El fiind în munte de foarte mult timp. Fără nicio legătură cu țara. Fără nicio legătură. S-a uitat la mine și a început glumele. Eu fiind în față cu el, cu prietenii mei erau în spate, a început cu mine glumele. Și la un moment dat, când nu era de acord cu mine, pentru că el era conștient că vin din lumea de aici, unde fac tot timpul glume, sincer, au... Deci nu sunt femei. N-ai de după ce să te uiți. Tu trebuie să te uiți la mine să-mi vezi ce spun eu. Da, taică, părinte. La un moment dat, ca să mă facă mai atent și să mă enerveze, că lucrea cu psihicul meu, mă întreba. Prima dată m-a întrebat, cum ai zis că te cheamă? Dar așa, ca și cum nu știa despre ce vorba. Valentin, taică, părinte. Valentina, da? Mai vorbea la ușă, cum ai zis că te cheamă? Valentin. Taică, părinte, ca înainte. Ce face? Del, hopa! Gata, nu mai se poate cu tine. Nu te-ai că, părinte, exact cum ți-am spus înainte. De fiecare dată încerca să ne țină fresh. La un moment dat a spus așa, fiți atenți. Aici se mănâncă doar de 2 ori pe zi. Nu se mănâncă carne. Da, te-ai că, părinte, puteți să răbdați? Bineînțeles. Bun, acum, puneți-vă, faceți-vă baie cu apă rece. Dormiți la ora 3... Vă trezesc dimineața. La ora 3 dimineața vă trezesc, începeți slujba. Da, taică, părinte.
Să fiu sincer, aici unde și-a făcut el chilia lui, foarte frumoasă, îmi pare rău că nu am adus poze de acolo, el vrea să-și facă legat de ea și o bisericuță mică. Și lucra de dimineață până seara la construcția ei, la construcția cu mâinile lui. Căsuța era terminată. La un dat, ce spune? La ora 3 toată lumea se trezește la slujbă. Când a început slujba, eu am auzit. Eram așa, dormeam pe canapea. Prietenul meu, Gogu, dormea pe un pătuț, tot așa, uh-huh, de campanie. Că nu e ca acasă, trebuie să dormi pe unde găsești. Și zic, o ascult așa din pat. A făcut Dumnezeu în așa fel, când m-a dat jos din pat și am stat la slujbă. Am stat la slujbă. Fără să ai o explicație fără pentru asta. Fără să am o explicație. Dumnezeu mi-a făcut în pentru așa care fel. Tu, dintr-o dată, din leneș, da, ai devenit... Da. Știi ce am făcut, nu? M-am dus frumos, l-am trezit și pe prietenul meu, pe Gogu, că noi doi nu eram treci. Hai la slujbă. Să stăm. Ei, da, hai la slujbă. Gata, vale. Părintele... Astea sunt niște fotografii pe care noi le vedem în premieră, doar nouă ni le-a trimis Vali. M-a pus să citesc din carte. M-a pus să cânt cu el. A fost pentru mine o experiență nu frumoasă. Foarte, foarte frumoasă. Nu știam că mi-e sete. Nu știam că mi-e foame. După ce s-a terminat slujba, mi-a spus, acum ieși afară și stai așa și relaxează-te și roagă-te. M-a lăsat să vadă cât stau eu. Să fiu sincer, n-am stat mult. Am stat cam vreo 5 minute. Și fac semnul lui Gogu. Păi dă-mă înăuntru că e frig. Dimineața când ne-am trezit la masă, a spus, toată lumea mănâncă la ora 9. Nu există 9 și 10 și 15. Deci toată lumea la masă, da? Păi ce? Ne-a lăsat la masă toată lumea. Ne-a făcut să mâncăm. Și la masă mi-a spus, după ce am terminat de cântat, să știi că am fost foarte atent la tine aseară. Zic, ce-am făcut aici, părinte? Ce mă așteptam să stai și tu mai mult afară, să te rogi? Că vin dintr-o lume a păcătoșilor. Dai că, părinte, am stat și eu 5 minute, dar bine, eram serios. Nu, dar mi s-a făcut frig. Și l-am luat și pe Gogu și am intrat în casă. Crezi că dacă stăteai mai mult nu se făcea bine? Uite, ai de frig. Ai dreptate, taică, părinte. Ne-a dus la toate bisericile. Și noi avem o biserică frumoasă, încă una care ne-au luat-o grecii. Era un om care avea trecere peste tot, vreau să spun. Dar spune povestea cu cheia. Cu cheia. La un moment dat, aici unde am ajuns eu, a fost o biserică românească, dar care ne-a luat-o grecii. Uh-huh. Când am ajuns acolo, eram 5 persoane. El a venit așa, s-a uitat exact cum mă uit eu la tine, biserica era închisă, a băgat mâna în buzunar și mi-a dat cheia. Și mi-a zis, tu deschizi, nu, în românește, în grecește. Uh-huh. El zic, stai că, ce să fac cu asta? A zis, să deschizi tu biserica. S-a zbălit carnea pe mine. A fost pentru a doua oară când mi s-a întâmplat lucrul ăsta. Dar ce înseamnă gestul ăsta? Păi nu, de a da unui prima om? Dată mi s-a întâmplat când am fost la biserica Ghighiu, la icoana, uh-huh, Făcătoare de Minuni. Era Maica Lavrenția, trăia pe timpul ăla și eu tot timpul mergeam cu soția mea și duceam ce dădea Dumnezeu acolo. Și la un moment dat m-a luat de mână, vin un coace, ia cheia asta, o cheie tot așa mare, deschide, erau ușile, erau din lemn, era foarte veche, acum am renovat-o, uh-huh, bisericuța mică. Nu se intra în picioare, doar în genunchi. Și azi mergi până la icoană, roagă-te, spune-i ce vrei, ieși înapoi și închide. Nu dădea la toată lumea. Era în momentul... Și asta ți s-a întâmplat și aici și asta mi s-a întâmplat a doua oară. A fost un moment în care am rămas șocat. Zic, bă, mai mi s-a întâmplat o dată în viața mea același lucru. Acolo în biserică, eu am intrat primul, toți au intrat după mine, preotul vorbea foarte puțin românește și mi-a explicat aia, ne-am rugat. La un moment dat ne-a pus să cântăm. Spre rușinea mea, nu știam să cânt cântece bisericești. Nu am știut. Asta e că, părinte, nu știu. Cum? Nu știi tu? Da. Păi, uite, au mai venit români în afară țară. Uite, ei cum vor să facă poze cu tine, tu trebuie să știi lucrurile astea. De acolo ne-a dus la biserica românească. Da. Am avut o experiență ca fiecare învățat ca acasă, să ai baia ta, să ai tot. Noi aveam camere rezervate pentru a doua zi, dar noi am mers cu o zi mai devreme. Ne-a luat și ne-a pus într-o cameră
părintele ne rezervase cele mai frumoase camere de acolo. Ne-a pus într-o cameră unde am stat toți patru. Mi-a făcut plăcere. Frumusețea a fost că era frig și ca să faci baie, trebuia să cobor jos. Mi-am luat prosoapele și am plecat să fac baie. Cum te-a transformat toată experiența asta? Între timp, fii atent aici, între timp a venit un preot și mi-a zis, tu cânti manele? Da, taică, părinte, asta e meseria mea, din asta cânt. Tu faci oamenii să distreze. Tu îndrăcești. La un moment dat, colegii mei, când a văzut că îmi spunea și ele, fac să-mi, bă, lăsați-l. Au să-i spun, taică, părinte, vrem să dormim, ieși afară. Ia, lăsați-mă să-mi spună ce are de spus. Și zice, te super că mă iau de tine? Zic, nu, nu mă supăr, vă ascult. Și îmi spune la un moment dat, caută-ți un duhovnic. De ce? Eu niciodată nu merg la biserică să mă spovedesc. Eu dacă am ceva să-i spun, îi spun lui Dumnezeu. El e cel care rânduiește pe toată lumea. Și el mi-a zis, nu, caută-ți un duhovnic, că nimic nu e întâmplător. Zic, ok, okay, o să merg acasă și o să-mi găsesc la fiecare, că mai erau băieți care erau însurați, dar nu erau cununați la biserică, le-a spus la fiecare ce avem de făcut. Ia stai că, părinte, vină mâine. A doua zi n-a mai spus același lucru. Mi-a spus doar să-mi găsesc duhovnic. Un duhovnic. Și cu cântantul, ăsta e dar de la Dumnezeu, mi-a spus. Cântă în continuare. Dar poate și ție când va veni timpul, zic, bă, când va veni timpul, asta este. Asta e experiența povestită. Deși, probabil, ceea ce simți acolo, în Muntele Athos, cel mai adânc, profund, rămâne sau e imposibil de povestit. Asta este experiența lui Vali Vigelie și așa este, cum foarte, foarte, el are dacă povestea aveți lui, fiecare Mihai, om care trece pe acolo, credincios sau necredincios? Mihai, când o să ajungi acolo, o să ai o experiență foarte, foarte, foarte frumoasă. Ne întoarcem după pauză. Vali Vigelie, după întoarcerea din Sihăstrie, din după Muntele Athos, ne-a spus experiența lui. Sigur că cele mai intime experiențe nu trebuie povestite sau sunt greu de povestit. Într-adevăr, da. Dar acolo, dacă mergi, e o experiență foarte frumoasă și pot să spun că, într-adevăr, înveți cum trebuie să slujești pe Dumnezeu. Dar asta te-am întrebat, dacă te-ai întors transformat. Pentru că asta spune fiecare bărbat care vine de acolo. Sincer, eu credeam și cred în Dumnezeu. Lucrurile, cam tot ce am învățat de acolo, cam le știam dinainte. Atâta e, totul e să le pui în practică. Ceea ce vă dorim și dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumim mult de tot, Vali Vigelie. Trebuie să și cântăm. Ai voie să cânti, nu? Da, bineînțeles, am voie să cânt, am voie să dansez. De la părinți? Chiar am o melodie nouă, care prima dată la tine emisiune am cântat-o, care se numește, da, de Paște, De când mă iubesc cu tine. Mi-a plăcut. Mulțumesc. Chiar mi-ai spus să-ți o trimit poața. Da. Și nu mi-ai trimis-o. Ba da. Nu mi-ai trimis-o. Ai cuvântul meu de onoare. Cum? Ia uite-te pe telefon. Poate pe WhatsApp-ul lui Măruță, poate ne confunzi. Nu, 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 n-are cum. Nu, nu, pe al tău. Nu, nu. Mulțumesc, Vali Vigelie.